Bine v-am regăsit, dragii mei! Eu sunt Izabela Manolache și vă voi împărtăși în minutele care urmează cum putem scrie o poveste având în vedere beneficiile scrierii creative. Vom lucra împreună exerciții scurte, specifice vârstei și cunoștințelor voastre și vom reține câteva elemente esențiale în crearea unei povești. Vreau ca pe parcursul acestei lecții să fiți relaxați și creativi, să înlăturați din gândurile voastre răspunsurile standard și să găsiți vocea interioară, vocea voastră creatoare. Ce vom învăța astăzi? Am stabilit deja că vom învăța despre scrierea creativă. Cum vom face acest lucru? Eu voi propune mai multe exerciții, însă există unul care mie îmi place foarte mult și care are legătură cu imaginile care ne înconjoară. Ajungem curând acolo. Iată un aspect important. Trăim înconjurați de povești. Primele povești pe care ni le amintim sunt cele pe care ni le-au povestit părinții, bunicii sau prietenii noștri. Pe măsură ce creștem, aflăm că există oameni care au o capacitate admirabilă de a stăpâni arta scrierii de povești și uneori chiar ne dorim să putem și noi scrie corect și frumos. Să vorbim, deci, despre esența acestui cadru. Povestea. Când ascultăm sau citim, totul ni se pare simplu, ordonat și logic. Aceste lucruri trebuie să rezulte și din povestea pe care voi decideți să o scrieți. Primul pas este să alegeți un caiet sau să creați un folder destinat scrierilor voastre. Al doilea pas este să stabiliți elementele esențiale din povestea voastră. Nu trebuie să alegeți de la început titlul. Dacă nu aveți deja în minte un titlu, vă recomand să scrieți povestea, iar la final veți ști care este titlul potrivit scrierii voastre. Elementele esențiale sunt următoarele. Tema, despre ce anume urmează să scrieți. Spațiul, locul în care se desfășoară acțiunea. Timpul sau un interval de timp. Personajul principal, eroul. Intriga, problema pe care trebuie să o rezolve acesta și elementele ajutătoare. Acestea pot fi alte personaje sau chiar calități deosebite pe care personajul principal le are sau le descoperă și îl vor ajuta să depășească toate obstacolele. După ce ați stabilit toate aceste elemente, încercați să așezați în pagină povestea. La sfârșit, după ce ați stabilit și titlul, recitiți și corectați. Mari scriitori și-au modificat operele de multe ori până să ajungă la scrierile pe care le citim astăzi. Pe măsură ce scrieți, veți observa că deveniți tot mai creativi și că vă puteți exprima fluid. Uneori, mai ales dacă sunteți cititori de cursă lungă, puteți scrie cu mare lejeritate. Cu toate acestea, vor apărea și momente în care veți fi lipsiți de inspirație. Există însă multe exerciții pe care le puteți face pentru a ajunge în punctul scrierii fluente sau pentru a depăși blocajele. Cel mai important ar fi să scrieți des, zi de zi dacă este posibil. Dacă nu aveți în fiecare zi idei noi, puteți începe un jurnal al activităților voastre, al gândurilor, al planurilor sau chiar puteți crea un jurnal de lectură. Tot în caietul de scriere creativă sau în folderul creat în laptop, puteți lucra exerciții care să vă ajute să vă dezvoltați creativitatea și originalitatea. Să rezolvăm împreună un astfel de exercițiu cu cerințe scurte la care trebuie să răspundeți spontan. Spre exemplu, ce fruct vă trece prin gând? Ați spus cumva măr? Dacă trebuie să spuneți repede o culoare? Și eu tot la roșu m-am gândit. Primul nume de fată la care vă gândiți. Sper că n-a fost Maria. Un animal vesel? Este poate un câine. Dar cele mai frumoase momente în familie sunt de Crăciun. Și eu tot la fel aș fi zis de data asta. Alte exerciții ar mai fi să vă documentați pe un subiect dat și să creați o compunere cu doar 100 de cuvinte, exercițiu care vă ajută în dezvoltarea gândirii critice. Sau să povestiți un basm din perspectiva altui personaj. Sunt doar câteva idei. Am zis însă
că există un exercițiu care mie îmi place foarte, foarte mult. El se numește Să descriem creativ și aș vrea să încercăm să ne jucăm chiar acum. Vă rog să priviți acest tablou. Este pictat de Theodor Amann și se numește Atelierul pictorului la Paris. A fost pictat în 1852. Aici, tabloul spune o poveste. De fapt, fiecare imagine spune o poveste și vreau să vorbim mai mult despre acest lucru. În primul rând, într-o poveste sunt relatate fapte din punctul de vedere al unui narator, adică al celui care povestește. Naratorul poate fi participant la întâmplare sau poate fi un simplu martor. În al doilea rând, nu există povești greșite. Fiecare narator are dreptul la un punct de vedere. Pentru a capta atenția ascultătorului sau cititorului, povestea trebuie să fie scurtă. Așa cum privim o imagine, o fotografie sau un tablou din care ne putem crea o opinie, așa trebuie să fie și o poveste, completă, să poată fi citită dintr-o suflare și să nu plictisească. Voi, ce mi-ați putea spune despre acest tablou? Spre exemplu, câte personaje sunt în imagine? 2, firește. Cum sunt îmbrăcate acestea? Mă interesează câteva elemente de vestimentație și culorile lor. Dacă ar fi să vorbim despre elementele de fundal, ce avem? Stânga, dreapta, sus, jos? Dar ce fac personajele? Ce ar fi să povestim despre acțiunea care are loc? Urmează să vă citesc o poveste pe care eu am scris-o gândindu-mă la povestea din spatele acestui tablou. Am numit povestea Portretul fetiței curioase. În acea duminică de septembrie, intrasem în atelierul bunicului fără să cer permisiunea. Aveam vreo 7 ani și tare mult îmi plăcea să explorez. Pentru că veneam rar în vizită la bunici, atelierul era un adevărat univers al necunoscutelor pentru mine. Erau acolo 10 de obiecte care mă fascinau. Tablouri, sculpturi, hărți, lucrări începute și încă neterminate, care prindeau viață de la o vizită la alta. Cel mai mult însă eram atrasă de lucrurile care nu se vedeau și care stăteau înghesuite în dulapurile mari, încărcate cu sertare mai mici sau mai mari. În acele dulapuri eram convinsă că bunicul ținea cele mai de preț lucruri, adevăratele lui comori. Cum bunica avea multă treabă la bucătărie, iar bunicul se întorcea mereu duminica după prânz, m-am retras în liniște în atelier și m-am dus direct la dulapul înalt și negru cu vitrină din sticlă. Am deschis ușa lui mare și mi-a apărut în față cea mai frumoasă carte pe care și-o poate închipui cineva. Un soi de enciclopedie groasă și colorată pe care nu era scris niciun titlu. Mi-am spus că mă voi ocupa de sertarele pe care stătea sprijinită mai târziu și am luat cartea grea, curioasă să aflu ce povești ascunde. În momentul în care m-am întors, căutând un loc să mă așez, l-am văzut însă în prag pe bunicul. Am vrut repede să pun cartea la loc, sigură fiindcă urma să fiu pedepsită. El s-a apropiat de mine, mi-a luat cartea din mână și mi-a spus: este o carte foarte deosebită. Ți-am spus vreodată despre ea? Nu, am răspuns eu încet. Este un cadou pe care vreau să ți-l fac când mai crești puțin. Este o poveste a artelor frumoase pe care România urmează să o scrie. Adică este o poveste pe care tu o scrii? Am întrebat eu puțin nedumerită. Da, exact asta este. Ce-ar fi să iei loc aici lângă mine? Și îmi arătă o pernă mare chiar lângă locul lui de lucru. Dacă ai răbdare, cât tu răsfoiești cartea, eu îți voi povesti câteva mistere ale imaginilor pe care le-am strâns acolo. I-a întins cartea, iar el s-a așezat pe scaun în fața unei pânze albe. Ce-ai spune dacă astăzi ți-aș face portretul? Ai părul prins atât de frumos. Sau poate ți-e foame? Portretul meu? Da, vreau! Am răspuns bucuroasă. Nu mi-e deloc, dar deloc foame. Să recapitulăm și să stabilim ce este o poveste.
Printr-o poveste sunt relatate fapte din punctul de vedere al unui narator, adică al celui care povestește. Povestitorul poate fi participant la întâmplare sau poate fi un simplu martor. Cine povestește în povestea de astăzi? Putem spune că există povești greșite? Fiecare povestitor, am spus că are dreptul la un punct de vedere. Fiecare poate crea o poveste despre orice detaliu surprins în tablou. Mai mult, pentru a capta atenția ascultătorului sau cititorului, povestea trebuie să fie, aveți dreptate, scurtă. Așa cum privim o imagine, o fotografie sau un tablou din care ne putem crea o opinie, așa trebuie să fie și o poveste. Completă, să poată fi citită dintr-o suflare și să nu plictisească. Mai știți cum se numește pictorul despre care am vorbit astăzi? Exact, Teodor Aman. Teodor Aman s-a născut la data de 20 martie 1831 la Câmpul Lung Mușcel. A fost pictor și grafician, pedagog și academician român, întemeietor al primelor școli românești de arte frumoase de la Iași și București. După ce la Școala Centrală din Craiova a luat lecții de desen cu pictorul Constantin Leca, în anul 1850 pleacă la Paris pentru a studia pictura. Pictează încă de pe atunci o serie de compoziții istorice, acesta fiind unul dintre genurile sale preferate, în care va și excela. Foarte cunoscute sunt lucrările Vlad Țepeș și Soli Turci și izgonirea turcilor la Călugăreni. După ce se întoarce în țară, începe să lucreze compoziții de gen, scene istorice, dar și portrete, autoportrete, peisaje și naturi statice. În doar câteva decenii a reușit să concentreze în opera sa evoluția artei europene, de la clasicism și romantism la expresionism. Teodor Aman reprezintă pentru istoria plasticii românești primul artist modern în adevăratul sens al cuvântului, influențând și grăbind în același timp prin activitatea sa în Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești deschiderea spre modernitate și dezvoltarea instituțională artistică. A fost contemporan cu pașoptiștii și a fost considerat unul dintre factorii fundamentali ai impunerii idealurilor de renaștere națională în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, împreună cu Gheorghe Tătărescu, iar la data de 5 octombrie 1864 înființează Școala de Arte Frumoase din București, urmând să inițieze și primele cursuri și saloane de artă românească. O mare parte din opera sa se regăsește astăzi în Muzeul Teodor Aman din București, găzduit de fosta casă a pictorului, concepută și decorată chiar de către acesta. Dragii mei, scrierea creativă este foarte importantă în dezvoltarea voastră. Este un act educativ plăcut și relaxant, dar care contribuie decisiv la dezvoltarea vocabularului, creează un stil propriu de scriere, de comunicare, de analiză și de structurare a gândurilor. Creează disciplină în gândire, dezvoltă apetitul pentru literatură și plăcerea scrisului îngrijit. Are ca scop dobândirea proprietății termenilor și a cuvintelor. Scrierea creativă nu trebuie să se rezume doar la povești. Sunteți liberi să fiți creatori ai unor manuscrise importante, să compuneți poezii, regii de film și piese de teatru. Cel mai important este ca pe măsură ce practicați scrierea creativă să deveniți stăpânii limbajului vostru, ca urmare a dezvoltării unui stil personal de scriere și de comunicare și veți reuși în orice circunstanță să vă exprimați corect emoțiile și ideile. Sunt convinsă că astăzi m-a urmărit viitor scriitor de mare valoare, cel puțin un regizor de teatru și unul de film, actori și profesori în devenire. Misiunea voastră începe acum în etapa formării și va urma pașii creației artistice toată viața. Vă doresc mult succes!